Aș vrea să facem o scurtă concluzie la seara trecută. Înainte de orice, voi deschide Sfânta Scriptură în Romani, capitolul 8, ca un motto al acestei serii. De la versetul 31. Deci ce vom zice noi în fața tuturor acestor lucruri? Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? El care n-a cruțat nici chiar pe Fiul Său, ci l-a dat pentru noi toți, cum nu ne va da El fără plată, împreună cu El, toate lucrurile? Cine va ridica pâră împotriva aleșilor lui Dumnezeu? Dumnezeu este acela care îi socotește neprihăniți. Cine îi va osândi? Hristos a murit. Ba mai mult, a și înviat, stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi. Cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul? Sau strâmtorarea? Sau prigonirea? Sau foametea? Sau lipsa de îmbrăcăminte? Sau primejdia? Sau sabia? După cum este scris, din pricina ta suntem dați morții, toată ziua suntem ca niște oi de tăiat. Totuși, în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori prin acela care ne-a iubit. Înconjurați de o dragoste uluitoare. Pavel continuă. Că sunt încredințat că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălțimea, nici adâncimea, nici o altă făptură nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu care este în Iisus Hristos, Domnul nostru. Amin. Vă mai invit să deschidem cuvântul lui Dumnezeu în Evanghelia după Marcu, la capitolul 10, și aici, de la versetul 17 la 21, vă invit să citim și să înțelegem o secvență din activitatea Mântuitorului. Tocmai răspunsese și el la întrebări, ca și noi acum. Capitolul 10, de la versetul 1, Domnul Iisus Hristos răspunde la niște întrebări în legătură cu desfacerea căsătoriei sau cu divorțul. După aceea, de la versetul 13, mamele au adus niște copii la el. I-a binecuvântat. De la versetul 17, Domnul Iisus Hristos era gata să plece din locul acela. Și în momentul în care se ridica să plece, a alergat la el un om care a îngenunchiat înaintea lui și l-a întrebat: Bunule învățător, ce să fac să moștenesc viața veșnică? Ca paranteză, ți-ai pus o astfel de întrebare? Atât. Dacă nu ți-ai pus-o, înseamnă că problemele existențiale încă nu sunt rezolvate. Înseamnă că trăim fără să știm de ce. Versetul 18. Pentru ce mă numești bun? I-a zis Iisus. Nimeni nu este bun decât unul singur, Dumnezeu. Cunoști poruncile. Să nu prea curvești, să nu ucizi, să nu furi, să nu faci o mărturisire mincinoasă, să nu înșeli, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. El a răspuns: Învățătorule, lucrurile astea, toate, le-am păzit cu grijă din tinerețea mea. Iisus a uitat țintă la el. L-a iubit. Țineți minte. L-a iubit. Și i-a zis: Îți lipsește un singur lucru. Du-te, vinde tot ce ai, dă la săraci și vei avea o comoară în cer. Apoi vino, ia-ți crucea și urmează-mă. Rezultatul acestei discuții. Versetul 22. Supărat, mâhnit, întristat de toate aceste cuvinte, a plecat. Vă rog să observați că sunt situații și nu puține în care ceea ce ne spune Dumnezeu poate provoca în ființa noastră neplăcere. Și neplăcerea, în general, ne desparte de Dumnezeu.
Cu alte cuvinte, Mântuitorul i-a zis, vrei? Vrei să vinzi tot ce ai? Și din momentul ăsta a început marea bătălie. Marea bătălie în interior. Marea bătălie a voinței. Vrei sau nu? Mântuitorul i-a spus, fii atent, vreau să vii cu mine. Te voi face ucenicul meu. I-a adresat acea chemare pe care a adresat-o tuturor celorlalți ucenici. Și anume i-a spus, vino după mine. Vinde tot ce ai și apoi vino și urmează-mă. Avea în față posibilitatea să devină ucenic și dacă ar fi venit ucenic, fără îndoială, trebuia să lase în urmă tot. Și Mântuitorul i-a spus, nu poți să te duci să ai grijă și de business-ul tău și să fii și ucenicul meu. Ai nevoie să fii liber. Eliberează-te! Era un om bogat, avea multe bogății. Și a plecat. Vă rog să observați câteva lucruri pe care să le învățăm și să le aplicăm cumva la studiul nostru trecut. Punctul 1. Omul a crezut că știe ce e binele. I-a zis, bunule învățător. Și Mântuitorul i-a spus, fii atent, binele nu este o problemă terestră. Este o problemă cerească. Binele este unul singur și anume Dumnezeu. Când eu zic eu fac bine sau eu fac binele, de obicei mă gândesc la faptul că mă înțeleg bine cu vecinii, mă înțeleg bine la serviciu, mă înțeleg bine cu toți ceilalți. Și e regulă viața mea. Ba, este comun să se zică n-am dat în cap la nimeni, n-am spart casa nimănui, nu. Sunt băiat bun, de treabă. La nivelul ăsta ai dreptate. Însă este riscant să vorbim despre bine în termenii ăștia. Dumnezeu spune, fii atent, binele se socotește la nivel de Dumnezeu. Dumnezeu va hotărâ dacă ești sau nu ești bun. Un ateu poate să fie bun în termenii despre care am discutat. Problema că îl lasă deoparte pe Dumnezeu, el lasă deoparte binele în categoriile universale ale lui. Se raportează, evident, la binele în categoriile proprii. Aici, unde sunt eu, un metru pe un metru, fac bine. Dar binele nu poate să fie redus la atât. Și Dumnezeu spune, fii atent, binele este unul singur Dumnezeu. În momentul în care de aici încolo vei spune, eu fac bine, eu știu ce spun, de fiecare dată, te rog frumos, gândește-te la Dumnezeu, la relația ta cu El. Și vezi dacă într-adevăr lucrul ăsta este pus în ordine. Vezi dacă într-adevăr stai bine cu Dumnezeu. Punctul numărul 2. După ce este discuția aceasta în legătură cu binele, tânărul spune, spune-mi ce să fac. Și Mântuitorul îi spune, poruncile, cum stai cu ele? Să nu-ți imaginezi că faci binele dacă nu păzești poruncile. Să fie foarte limpede. Mântuitorul spune, dacă tu vrei să faci bine, păzește poruncile. Bun. Sunt o mulțime dintre noi care ne imaginăm că ținem 3 porunci și e bine. Alții ținem 6 porunci și e bine. Alții ținem 8 porunci și zicem că e bine. Alții ținem 9 porunci și zicem că e bine. Și vine Dumnezeu și spune că de asta trebuie să-L întrebăm pe El. Zice, fiți atenți. Poruncile sunt un întreg. Poruncile nu sunt așa una câte una. Și dacă se întâmplă să calci una, tu intri sub pedeapsa legii ca întreg. Nu pe bucățele, nu secvențial. Dumnezeu a lăsat cele 10 porunci pentru ca să definească ce-i bine. Că altfel noi de multă vreme am fi spus răului bine și binelui rău. Și am fi zis, da, ce mare lucru. Eu fac bine. Prima mea surpriză la nivelul
eticii noastre, s-a întâmplat când făceam naveta la liceu. Îi auzeam pe oameni vorbind. Trăgeam cu urechea. Pe tren, știți, oamenii vorbesc. Că nu se cunosc și atunci nu le pasă. Și unul zicea, domnule, e adevărat că mai beau și eu. E adevărat că mai beau. Asta e, îmi place, ce să fac asta? Domnule, dar de furat n-aș fura niciodată. Să fie foarte clar. Nu fur! Se poate să te duci să păgubești pe nu știu cine. Domnule, eu sunt un om onest. Bun. Și am plecat cu ideea asta. Că pot să fur, dar e mai prost dacă... Ba nu. Nu. Pot să bei, dar e prost să furi. Așa. La o vreme am surprins aceeași discuție pe sens invers. Unul care zicea, domnule, eu mai fur. Că de e de la colectiv. Și știți, pământul ăla de la colectiv a fost al meu, mă. A fost al meu înainte. A fost a bunicului meu. Mi l-au luat și, pe urmă, acum eu iau de pe... de pe tarlaua mea. Care mi-a luat-o ei. Cine a furat? Ziceau el. Cine a furat întâi? Păi ei au furat de la mine întâi, acum fur și eu de la ei, că... na. Și am înțeles conflictul. Dar zice, domne, dar nu pun băutură în gură. Păi ce să te duci acasă să-ți bați nevasta, să-ți bați copii, să nu te mai înțelegi cu lumea? Nu se poate treaba asta. Și așa mai departe. Vedeți dumneavoastră, fiecare dintre noi ne scoatem oarecum binele, nu știu, prin păzirea sau prin călcarea poruncilor. Cum facem? În momentul în care judecăm așa, cum judecăm? Că păzim sau că noi călcăm? Adică, faptul că eu nu fur îmi dă voie să beau și faptul că eu nu beau îmi dă voie să fur, nu mai înțeleg. Să fim atenți la lucrul acesta. Dumnezeu spune simplu, dacă mă iubiți, dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Punctul numărul 3. Ce credeți? De ce i-a cerut Dumnezeu tânărului acestui bogat să vândă tot? Că el zice, eu am păzit toate lucrurile astea. Și în momentul acela Mântuitorul merge mai departe și îl întreabă, cum ai păzit? Adică, cât de mult iubești? Ai păzit că iubești? Sau ai păzit că ți-e frică? Că sunt două motivații, numai două, pentru care poți păzi legea. Că ți place sau că ți-e frică. Și Mântuitorul zice, știu că l-ai păzit, e ok, foarte bine, dar de ce l-ai păzit? Ai iubit? Poți ca din drag pentru Dumnezeu să faci ceva să se și vadă că iubești? Să nu-ți imaginezi că ai păzit dacă n-ai iubit. Cu alte cuvinte, dacă n-ai păzit din drag. Dacă cumva ai păzit că ți-a fost frică, că te prinde, că nu știu ce, că iadul, că... Nu. Și ultimul punct. Nu poți să-L iubești pe Dumnezeu dacă nu-L urmezi. Vinde tot ce ai. Dovada asta a iubirii. Și pe urmă, vino și... Urmează-mă. Și... Vino cu mine. Pășește pe urmele mele. Dragii mei, viața de credință nu este o viață de credință prin care să particip și să vii la o biserică din când în când. Viața de credință este să mergi cu Iisus Hristos în fiecare zi. Și El te va lua de mână și te va duce la biserică. Pentru că și El avea obiceiul ca în ziua sabatului să vină la templu. Să vă binecuvinteze Dumnezeu cu această dragoste de El, capabilă să facă o revoluție în viața și în caracterul fiecăruia. Amin. Faptele Apostolilor, capitolul 17, versetele 30 și 31.
Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință. Ce frumos! Și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască, pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta. Iar omul este cu literă mare, referindu-se la Iisus Hristos. Această afirmație mă interesează foarte mult și aș vrea să o pun înaintea dumneavoastră. Afirmația care spune lumea va fi judecată prin om, nu prin altceva. Ce e asta? Păi eu nu sunt om? De ce eu voi fi judecat prin omul Iisus Hristos? Și ajung la concluzia că omul Iisus Hristos este alt fel de om. Ce fel de om e? E neprihănit. Atâta tot. Iisus Hristos este omul om. Eu sunt omul. Ce-a mai rămas din om? Ce-a mai rămas din mine? După ani și ani de revoltă, de război, de păcat, de folosirea tot felul de lucruri proaste în care am luptat împotriva mea fizic, psihic, moral, intelectual. Nu m-am dat la o parte să folosesc tot felul de substanțe care mi-au distrus până și potența genetică. Transmit copiilor mei defecte însușite datorită unei vieți, iertați-mă, de vagabond, adică departe de Dumnezeu. Căderea aceasta despre care am vorbit de când am fost aici este, pe deopotrivă, dramatică, dar este și spectaculoasă în efectele ei. Lucruri incredibile s-au întâmplat cu noi. Și în timp ce, din punct de vedere fizic, din punct de vedere al vieții, ne prăbușim de la o generație la alta, devenim din ce în ce mai slabi. Am auzit de curând, într-o discuție, într-o masă rotundă, suntem prima generație care ne permite în luxul să fim bolnavi. Prima generație care ne permite în luxul să fim bolnavi. Adică face parte din lucrurile de lux. Sigur că dacă te duci toată ziua la medic, îți dă vitamine, îți dă creme, îți dă de toate, îți dă sfaturi. Și cu cât ești mai bolnav și mai dependent de spital, cu atât ai impresia că ești mai sănătos sau ești îngrijit mai bine. Dar lucrul ăsta se întâmplă dramatic la nivelul psihicului. Tonele de, să le zic medicamente, nu le zic medicamente, acele pilule pe care noi le luăm pentru ca să devenim mai liniștiți, să putem dormi mai fără coșmare, să ieșim dintr-o stare de angoază, să putem să ne echilibrăm viața. Vorbesc despre căderea noastră. Și în timp ce lucrul acesta cade și se prăbușește, adică noi cădem și ne prăbușim, în aceeași măsură, paradoxal, cuvântul lui Dumnezeu zice că în vremurile din urmă știința va crește. Daniel, ultimul capitol al cărții lui, spune, Daniele, du-te deoparte pentru că să știi că în vremea sfârșitului știința va crește. Prin faptul că lucrurile, știința crește, trăim o zonă de mare confuzie. Adică nu mai știm, cădem sau progresăm? Ce facem? Ne prăbușim sau zburăm? Suntem la nivel de oameni foarte slabi sau mergem la supraom, supermenul, cu care copiii sunt obișnuiți de la desene animate? Unde suntem?
În condițiile acestea, în condițiile în care avem în față tot felul de posibilități și fiecare dintre noi ne alegem una dintre ele, Dumnezeu zice, uite, eu voi judeca lumea, tendința ei și calitatea ei după ce este omul Iisus Hristos, care din punct de vedere al Scripturii este al doilea Adam. Cuvântul ne spune că după cum Adam a început rasa umană din punct de vedere fizic, Iisus Hristos este al doilea Adam și a început rasa umană din punct de vedere al Spiritului. Și El spune, El este protagonistul acestui om nou. Și din momentul acesta, cuvântul spune, voi judeca lumea după modelul cristic. Wow! N-aș vrea să merg pe ideea că e o diferență foarte mare pentru ca să plecăm de aici înspăimântați. Aș vrea să merg doar pe ideea că Iisus Hristos este adevăratul om. Și că Sfânta Scriptură ne cheamă pe fiecare dintre noi să ne întoarcem la originea noastră reală, adevărată. Putem ajunge acolo. Mai mult decât atât, trebuie să ajungem acolo. Este intenția lui Dumnezeu. Salvarea omului nu este altceva decât regenerarea sau refacerea ființei umane, luarea lui de acolo de unde a căzut și ridicarea lui la nivelul unde trebuie să fie. Lucrul ăsta Dumnezeu și-l propune să-l facă în generația aceasta cu mine și cu tine, în biserica lui și în poporul său. Și în final, Iisus Hristos va fi acela care va fi prototipul ființei umane salvate. Aș vrea să înțelegem lucrul ăsta. Lumea se va împărți în două. Vom vorbi despre asta imediat. Se va împărți în două. Unii vor merge după prototipul cristic, năzuind, dorind omul frumos după chipul lui Iisus Hristos, iar alții vor merge cât se poate de dramatic în direcția propusă de marele vrăjmaș. Mi se pare că este foarte dramatic să rostesc cuvântul acesta, dar îl voi rosti. Este o forță demonică ce angrenează ființa umană care este lăsată, descoperită, cu alte cuvinte, fără protecție divină. Este o forță demonică ce atrage omul din ce în ce mai jos. Din ce în ce mai jos. Nu există o căutare după bun în domeniul acesta. Nu există o căutare după frumos. Nu există o căutare după adevăr. Există o intensă și o imensă încercare de a descoperi o realitate alternativă, o altă realitate. Și încă o dată, zona respectivă este zona în Fapte, capitolul 4 cu 12, este un text pe care dumneavoastră îl cunoașteți destul de bine și aș dori să-l aduc acum în discuția noastră, pentru că aș vrea să vorbesc despre unicitatea Domnului Iisus Hristos. În Fapte 4 cu 12 ni se spune, în nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer vreun alt nume dat oamenilor în care să putem să fim mântuiți. De ce aduc în discuție textul acesta? Pentru că am ajuns la momentul în care ar trebui să hotărâm și să batem în cuie un lucru, și anume, Iisus Hristos este unic din punct de vedere al mântuirii. Nimeni nu poate să mântuiască pe altcineva decât Iisus Hristos. Haideți să înțelegem un lucru. Dau exemplul
cel mai sensibil posibil. Fecioara Maria. Din anii 50, 1950, am făcut-o împărăteasa cerurilor. Am ridicat-o, am canonizat-o, am spus că este sus. Am spus că este mama lui Dumnezeu și am spus că ea poate să mijlocească pe lângă Tatăl. Și așa mai departe. Vreau să vă întreb un lucru. Maria, în mântuirea ei, a avut nevoie de jertfa lui Iisus Hristos sau nu? Rețineți textul care spune: în nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer un alt nume, un alt nume, o altă autoritate, o altă funcție dată vreodată oamenilor în care putem să fim mântuiți. Toată cinstea pentru Fecioara Maria. Toată cinstea pentru ceea ce a făcut ea. Tot respectul pentru că, din punct de vedere al slujbei ei ca mamă, a lucrat în așa fel încât a colaborat cu dezvoltarea Domnului Iisus Hristos. L-a ajutat să crească copil, adolescent, până la maturitate. A fost aceea care a fost lângă cruce. Domnul Iisus Hristos și-aduce aminte de Maria când era pe cruce și spune lui Ioan: iată mama ta, iată fiul tău. O recunoaște continuu. Dar, dragii mei, am făcut o greșeală care nu trebuia să o facem în creștinism. Am încurcat rolurile. Adică am luat rolul Domnului Iisus Hristos și l-am dat Mariei. Ori nu trebuia să facem lucrul ăsta. Maria n-are nevoie de alte roluri. Ea are rolul ei suficient. Ea va fi în împărăția lui Dumnezeu, ea va fi acolo. Nu trebuie să-i dăm alte roluri decât acela care i-a fost oferit în planul divin. Rolul de mijlocire, de mântuire, de mare preot, ține de Domnul Iisus Hristos. În ultima vreme, parcă am uitat lucrurile acestea, în ultima vreme, din ce în ce mai mult, ne copleșește ideea că avem nevoie de mijlocitori pe care ni-i alegem fiecare. Un sfânt, un alt sfânt, un alt sfânt. Biserica are o mulțime de sfinți. Toți sunt pe ales și ni-i alegem pentru ca să ne mântuiască sau, dacă doriți, să mijlocească pentru noi. Sunt multe lucruri care sunt răsturnate în această idee. Sunteți siguri că toți sfinții aceștia sunt în cer? Adică sunt vii alături de Domnul Iisus Hristos? Sunteți siguri? Au fost ei înviați? Au fost ei înviați? Adică vă întreb. Scrie undeva în Sfânta Scriptură că Sfântul Petru a fost înviat? Scrie undeva în Sfânta Scriptură că Sfântul Pavel a fost înviat? Ca să nu mai vorbesc de toți ceilalți care au fost după apostoli. Scrie undeva că a avut cumva loc o înviere și eu nu știu, dumneavoastră nu știți? Textul spune: pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate prin omul care l-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor dovadă netăgăduită prin faptul că l-a înviat din morți. Înviatul este Iisus Hristos. El va judeca lumea prin autoritatea pe care a primit-o în înviere și prin înviere. Dar textul spune că judecata va veni, așa spune aici, la timpul viitor. A rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate. Iar întotdeauna învierea vine după judecată. Și dacă n-a fost o înviere, atunci de ce spunem că acești sfinți au fost înviați? E o problemă nebiblică aici. Gândim cu alte informații, nu cu informațiile biblice. Gândim
cu informații luate din mitologie, din tradiție, din altă parte, dar nu din Sfânta Scriptură. Ce părere aveți de textul care spune la un moment dat, tot privind unicitatea Domnului Iisus Hristos? Evrei, capitolul 8, ne spune: punctul cel mai însemnat al celor spuse este că noi avem un mare preot care s-a așezat la dreapta scaunului de domnie al Măririi în ceruri, ca slujitor al locului preasfânt, al adevăratului cort care a fost ridicat nu de om, ci de Domnul. Și acest mare preot trecut aici este cu literă mare, cu majusculă, arătând că este vorba de Domnul Iisus Hristos. Cine are slujba de mijlocitor sau de mare preot? Domnul Iisus Hristos. De ce simțim noi nevoia ca să fie alți sfinți care să adreseze problema aceasta? Nu-i destul Domnul Iisus? Nu poate El să facă mijlocire pentru noi? Dacă este așa, am încurcat-o, dragii mei. Am încurcat-o. Știți de ce am încurcat-o? Pentru că tot Sfântul Apostol Pavel spune aici că mijlocirea din ceruri trebuie să fie făcută numai prin sângele lui Iisus Hristos. Numai prin sângele Lui. Și numai El o poate face. Iar dacă El nu poate face mijlocire pentru toți, înseamnă că nu se poate face mijlocire. Nimeni altul n-a intrat în ceruri prin alt sânge. Nimeni altul nu poate mijloci prin alt sânge. Sfinții sunt sfinți nu prin ei înșiși. Sfinții sunt sfinți prin ce sfințire sau sfințenie? Prin sfințenie acordată, atribuită, împărtășită. Apostolul Pavel face din lucrul acesta un subiect enorm și spune peste tot că nouă ca oameni neprihănirea ne este atribuită și ne este atribuită din partea lui Iisus Hristos. Deci Iisus Hristos ne dă neprihănirea Lui. Nu eu o am. Eu sunt incapabil să produc sacru. Sacrul nu poate fi produs de mine. Sacrul sau neprihănirea este acea realitate oferită de Domnul Iisus Hristos pentru mine. Și după ce El mi-a dat sfințenia Lui, după aceea eu pot să fiu numit. Da? Sfânt. Trimiteți salutul meu către sfinții din, spune Apostolul Pavel, și numește sfinți, pentru că Iisus Hristos le dăduse neprihănirea Lui. Și atunci dacă toți avem nevoie de neprihănirea Lui și dacă toți împărtășim neprihănirea Lui, cum ar putea să mijlocească altul în locul Lui? Cum ar putea să fie în cer altul în locul Lui? Nu e deloc de mirare că Scriptura spune în nimeni altul nu este mântuire. Pentru că avem nevoie de lucrul ăsta. Aș vrea să mai ating cu dumneavoastră încă două puncte în legătură cu viața noastră de credință și cu această confruntare cu Iisus Hristos. Pentru că am început să pornim de la faptul că în final vom fi măsurați cu omul Iisus Hristos. L-a judecat. Acum am vorbit despre faptul că ni se va da neprihănirea omului Iisus Hristos. Cu ea vom trăi. Cu ea ne vom prezenta la judecat. Cu neprihănirea lui Iisus Hristos. Nu Valentin va trăi. În momentul în care vom intra la judecată, nu neprihănitul Valentin va veni în față, ci va veni cine? Hristos în voi, nădejdea slavei. Nu e Hristos în voi, nu-i nădejde de slavă. Textul ăsta al Sfântului Apostol Pavel, Hristos în voi, nădejdea slavei, este crucial pentru noi. El este slava noastră. Ne vom prezenta atunci, acolo,
slăviți fiind datorită lui Iisus Hristos. Vă invit să deschideți cu mine, dacă aveți Scriptura, la Evrei, capitolul 11. Versetul 5. Sau hai și 4. Prin credință a adus Abel lui Dumnezeu o jertfă mai bună decât Cain. Abel și Cain. Deci acolo suntem, la copiii lui Adam și Eva. Prin ea a căpătat el, deci prin jertfa aceasta, a căpătat el mărturia că este neprihănit, căci Dumnezeu a primit darurile lui. Vă rog să observați un lucru. Înainte să moară, Abel a primit din partea lui Dumnezeu un dar. Care a fost darul acesta? A primit mărturia că este neprihănit. I-a dat mărturia, i-a dat neprihănirea, dar nu doar că i-a dat-o, i-a făcut și cunoscut că este neprihănit. Dragii mei, relația noastră cu Dumnezeu nu este o relație pasivă, în care noi să știm sau să nu știm, sunt acceptat de Dumnezeu, nu sunt acceptat de Dumnezeu, sunt neprihănit, nu sunt neprihănit. Nu este o astfel de relație. Relația este foarte directă. Dumnezeu îți mărturisește dacă ești plăcut înaintea Lui sau dacă nu ești plăcut. Dumnezeu îți spune, tu știi. Apostolul Pavel spune la un moment dat, Duhul meu împreună cu Duhul vostru, împreună cu Duhul Sfânt, mărturisește că suntem copii ai Lui Dumnezeu. Această mărturie din ființa noastră, vă rog frumos să nu o neglijați. Aceasta este mărturia Tatălui despre care am vorbit la începutul întâlnirilor noastre, atunci când am zis, dacă pe cineva nu-l atrage Tatăl, vă aduceți aminte mai departe, nu poate veni la mine. Mântuitorul era acolo, era pe pământ, era în carne și oase, propovăduia la toată lumea și spune așa, oricine vine la mine, va veni doar pentru că îl atrage Tatăl. Iar această atracție a Tatălui este fascinantă, este uluitoare. Aici spune, Abel a primit din partea Tatălui, din partea Domnului Iisus Hristos, mărturia că este plăcut înaintea lui Dumnezeu. Aici spune că este neprihănit. Versetul 5. Enoch a fost mutat de pe pământ ca să nu vadă moartea. Și n-a mai fost găsit pentru că Dumnezeu îl mutase. Căci înainte de mutarea lui primise mărturia că este plăcut lui Dumnezeu. Iarăși se repetă ideea. A primit mărturia aceasta. Vreau să te întreb. Ți-ar face plăcere să primești o astfel de mărturie? Ți-ar face plăcere ca Dumnezeu să vină într-o zi să spună, te iubesc. Un alt exemplu din cartea lui Daniel, doar îl amintesc. Daniel era angrenat într-un proces al descoperirii viitorului extrem de complicat. Cu cam o lună de zile în urmă, Dumnezeu îi dăduse o viziune extraordinară, a numit-o el Marea Vedenie. Și n-a înțeles viziunea respectivă. N-a înțeles-o. Și aproape 3 săptămâni de zile a postit și s-a rugat, a stat în jale ca Dumnezeu să-i descopere viziunea. La sfârșitul celor 3 săptămâni, un înger, îngerul Gabriel, a coborât la el să-i descopere înțelesul. Adică, înțelegeți dumneavoastră, un mesaj extrem de important. Dar îngerul îi spune așa, Daniele, înainte să-ți spun mesajul ăsta, am un cuvânt din partea Tatălui către tine, în mod special. Și îi spune, căci tu ești prea iubit și scump.
ordine asta de valori mă impresionează. Mai important decât descoperirea istoriei omenirii, mai important decât istoria Marei Lupte, este că Angelul Gabriel să-și ia un timp și să-i spună lui Daniel, ești extraordinar de iubit de Dumnezeu. Extraordinar de iubit de Dumnezeu. Ești prea iubit și scump. Încă o dată vă întreb, cum ar fi să privești, să primești această mărturie? Eu stau pe băncile acestei biserici în așteptarea ei. Sunt oameni care stau de zeci de ani de zile în așteptarea ei. Lăsați-L pe Dumnezeu să vă vorbească. Luați-vă timp ca cuvântul lui Dumnezeu să ajungă la dumneavoastră și toate făgăduințele Scripturii să fie pentru dumneavoastră. Ce părere aveți dacă în momentul ăsta ați crede următoarele cuvinte? Dar pregătiți-vă să le credeți. Sunteți pregătiți? Gata? Toți? Voi face un test cu dumneavoastră. Cei care vă hotărâți să credeți lucrul ăsta care îl voi citi, vă rog să ridicați mâna. Da. M-aș fi bucurat să ridice toți. Textul ăsta este extrem de important pentru cei ce n-au ridicat. Auziți? De aceea, pentru că ai preț în ochii mei, pentru că ești prețuit și te iubesc, dau oameni pentru tine și popoare pentru viața ta. Vă dați seama ce înseamnă să chiar crezi? Se poate întâmpla să zici, a, e pentru Isaia, că a fost în Isaia 43. Poți să spui că este pentru altul, dar nu pentru mine. Dragul meu, e cea mai mare greșeală. E cea mai mare greșeală. Lasă-L pe Dumnezeu să-ți vorbească ție. Acum, cu experimentul ăsta, vom înțelege ce este mijlocirea cerului. Știți? La cruce, sângele a căzut pentru toți. Și e sânge pentru toți. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, toată, încât a dat pe singurul Său Fiu ca oricine. Cine? Oricine. Crede în El să nu piară. Deci, se poate ca să nu piară nimeni. Sângele este aici. Numai că sângele, dragii mei, nu i-a aruncat așa cu nemiluit asupra oamenilor. Sângele este luat și prin mijlocire este direcționat către fiecare suflet care crede și care cere. Asta este mijlocirea. Mijlocirea nu face altceva decât ia versetul ăsta și spune, ăsta e pentru Valentin, ăsta este pentru Ionel, ăsta este pentru Cutare. Este pentru ei. Lăsați-L pe Iisus Hristos să vă convingă că textul ăsta este pentru dumneavoastră și veți descoperi câtă lumină este în cartea asta. Câtă lumină e în Dumnezeu. Cum arată oamenii mântuiți? Cu ideea aceasta voi încheia, voi fi foarte scurt. Cu ideea asta voi încheia. Oamenii iubiți de Dumnezeu. Apocalipsa, capitolul 14, versetele 1 și 2, este unul dintre cele mai frumoase tablouri pe care Dumnezeu îl oferă cercetătorului și celui care iubește o soluție la problemele omenirii. M-am uitat. Și iată că mielul
stătea pe muntele Sionului și împreună cu el stătea 144.000 care aveau scris pe frunte numele său și numele tatălui său. Vă rog frumos să vă gândiți la această nouă identitate. La sfârșitul istoriei de cădere sau de decădere, ființa umană se va ridica pe muntele Sionului având scris pe ei numele Domnului Iisus Hristos și numele Tatălui. Vă dați seama ce întorsătură, ce revoluție extraordinară se produce în neamul omenesc sub lucrarea de mântuire a lui Iisus Hristos. El este acela care scrie numele Tatălui și numele Său în ființa umană, pe frunte, la nivelul minții, la nivelul rațiunii, la nivelul logicii, la nivelul emoțiilor, la nivelul deciziilor noastre. În locul cornului mic despre care vorbeam în seriile trecute, în locul cornului care rostește hule, apare numele Tatălui și numele Domnului Iisus Hristos. Aveau scris pe frunt. Ce e asta? Și vă voi ruga să încheiem cu textul din Ezechiel sau imaginea din Ezechiel, capitolul 9. Acolo aici se unește Vechiul Testament cu Noul Testament. Lucrurile acestea fac din Scriptură o carte unică, o carte sau o singură carte, nu două cărți și nu mai multe. Versetul 2. Au venit 6 oameni pe drumul porții de sus dinspre miază noapte, fiecare cu o unaltă de nimicire în mână. În mijlocul lor era un om îmbrăcat într-o haină de in, cu o călimară la brâu. Au venit toți și s-au așezat lângă altarul de aramă. Vă aduceți aminte de aseară unde era altarul de aramă? Pentru aceia care doresc, mai studiați lucrurile astea, sunt frumoase. Slava Dumnezeului lui Israel s-a ridicat de pe heruvimul pe care era, s-a îndreptat spre pragul casei și de acolo el a chemat pe omul acela care era îmbrăcat cu haină de in și avea călimară la brâu. Citiți, vă rog, Apocalips capitolul 1 și veți vedea că portretul Domnului Iisus Hristos este ca un om îmbrăcat într-o haină lungă de in. Domnul i-a zis, treci prin mijlocul cetății, prin mijlocul Ierusalimului și fă un semn pe fruntea oamenilor care suspină și gem din pricina tuturor urăciunilor care se săvârșesc acolo. Voi trece puțin peste două versete și voi ajunge la versetul 6, ultima parte. Să nu vă atingeți de niciunul dintre cei ce au semnul pe frunte. Începeți însă cu locașul meu cel sfânt. Ei au început cu bătrânii care erau înaintea templului. Se numește pecetluirea. Aici, în Ezechiel, capitolul 9, este prima scenă a pecetluirii. Prima scenă în care Dumnezeu se ocupă să scrie pe fruntea slujitorilor Lui, pe fruntea umană, numele Tatălui și al Domnului Iisus Hristos. Mântuitorul este acolo, cu călimara la brâu. Lucrarea se face înfricoșător de solemn. După lucrarea aceasta de pecetluire, vine imediat lucrarea de... Nu. Vine imediat lucrarea de pedepsire. Ceilalți oameni sunt cu unelte de mijlocire, de nimicire, iertați-mă,
cu unelte de nimicire în mâinile lor. Ceilalți agenți aduc nimicirea. Textul spune să nu vă atingeți de niciunul care are semnul pe fruntea lor. Dragii mei, paranteza se extinde. Nu știu de ce. Nu știu dacă vreunul dintre dumneavoastră a asociat pecetluirea cu vaccinul sau cu alte lucruri. Cred că înțelegeți că n-are nicio legătură. Cred că înțelegeți că toți aceia care au vorbit despre vaccin și despre alte lucruri ca fiind problema de sigiliu, de pecete, de 666, vă înțelegeți că, că sunt total în afara Scripturii, n-au nicio legătură cu lucrul ăsta. Cred că înțelegeți că aici este vorba de caracter și de asemănarea cu Domnul Iisus Hristos, de primirea neprihănirii Lui, de oferirea vieții noastre pentru totdeauna în mâna Domnului Iisus Hristos, astfel încât să poată să fie pecetluită pentru veșnicie. Cred că putem înțelege lucrul acesta. În situația aceasta, vreau să fac apel la noi, cei ce suntem aici. Avem în fața noastră chemarea aceea de a sta pe muntele Sionului purtând amprenta apartenenței de Dumnezeu. Sigilați. Neclintiți în dragostea pentru Iisus Hristos și în atașamentul nostru de credincioșie față de El. Avem posibilitatea aceasta. Avem posibilitatea ca să transcriem caracterul Domnului Iisus Hristos în păzirea poruncilor sale asupra noastră. Sau avem posibilitatea ca în momentul acesta să mergem mai departe liber sau în cădere liberă. Împreună cu orice persoană indiferentă. Indiferentă la chemarea lui Dumnezeu. Nu uitați, există o dragoste imensă, infinită, care a pregătit pentru noi o soluție unică în universul acesta și a plătit-o cu viața Lui. E unica noastră posibilitate, nu avem alta. Este unica noastră șansă, nu avem alta. Dacă îl iubiți, dacă doriți o astfel de viață, o astfel de realitate, este timpul ca aceste seri să înceapă să-și pună aprenta într-o căutare serioasă a noastră de Dumnezeu. Nu voi împinge pe nimeni să se pocăiască. Dar vă voi spune, dacă v-a chemat Tatăl pe vreunii dintre dumneavoastră în seriile acestea, grăbiți-vă. Dacă simțiți o chemare în viața dumneavoastră către Dumnezeu, grăbiți-vă să răspundeți. Nu întârziați. Nu amânați pentru mâine. Trăim vremea pecetluirii sau peceților. Pe caracterele poporului Dumnezeu se scriu gânduri despre veșnicie. Nu întârziați. Acum, v-am spus și data trecută, aș vrea să vă rog un lucru. La încheiere, aș vrea să mă rog. Dar n-aș dori să fac lucrul acesta cum am făcut până acum. Aș dori să-l fac altfel. Aș dori să mă rog împreună cu aceia dintre invitații noștri care nu sunt membri ai acestei biserici, dar care ar dori să se roage. Dacă este cineva dintre dumneavoastră a cărui suflet este mișcat, încă o dată, nu obligat, mișcat, aș dori să vină alături de mine în momentul acesta și să înălțăm împreună o rugăciune pentru el, pentru casa lui, pentru viața lui, pentru mântuirea lui și pentru a noastră tuturor.